Părerea mea este că noi, nou PNL, trebuie să dăm în judecată, chiar dacă îl dă și domnul Iohannis, trebuie să dăm în judecată noi pentru faptul că a venit și a spus minciuni gogonate despre candidatul nostru și în dauna unei alianțe care susținea acest candidat. Deci trebuie și o să susțin în prima ședință de Birou Permanent Județean deschiderea unui proces împotriva acestui om care a demonstrat foarte puțină cultură. Numai un om incult poate să scoată asemenea gogomănii pe gură. Numai un om care nu are cei 7 ani de acasă, numai un om care n-a trecut prin niște etape ale vieții de pregătire, care nu știe ce înseamnă munca asiduă ca să ajungi la un anumit nivel, care a trecut foarte ușor peste niște etape și s-a cocoțat acolo, în vârful este acum. Noi sperăm să primească de la viață palma necesară și să coboare acolo unde este locul, mai jos. O să-l dăm în judecată. Dacă îmi permiteți o completare, era și vis-a-vis de ce s-a datorie a faptelor care ați spus subliniat mai devreme, există și pe internet o declarație a mătușii celor copiilor care au fost vânduți în Canada. Există o mărturie a mătușii care spune clar și mărturisește copiii, au copii la rândul lor, există asemenea. În Italia, de exemplu, există aproximativ 1,5 milioane de români și au votat circa 96.000. La Roma, în secția la Roma, la consulat, s-a închis, sunt știri care mi-au sosit adineauri, sunt știri proaspete, s-a închis aproximativ o oră, în acest timp puteau vota 200-300. Și nu în ultimul rând, aș vrea să subliniez și declarația mincinoasă a domnului Dragnea, acum că am fi adus noi autocare din diaspora, din România, pentru a vota în diaspora. Subliniez că nu știa dânsul nici numărul efectiv de emigranți cât sunt în Italia, încă o minciună. Da,